Motivele revenirii la această demisie au fost dezbătute pe larg și transmise printr-un comunicat către dumneavoastră și au ajuns, evident, la cunoștința opiniei publice. Am dorit să fiu aici pentru a opri renunțarea la o investiție importantă din Caraș Severin datorită acestor, să spunem, situații politice, electorale, eu știu, de orgoliu din Consiliul Județean Caraș Severin și prin prezența mea aici să garantez că acest Consiliu Județean ca instituție funcționează. Ne-am arătat disponibilitatea și în 30 iunie prin discursul pe care l-am avut și acum am explicat domnului Spânu exact de ce am venit aici. Vă rog să mă credeți că n-am avut nicio plăcere să vin să stau la aceeași masă cu domnul Vona, dar cred că interesele județului Caraș Severin sunt mai importante decât neplăcerile de a sta la masă cu un trădător sau de a suporta unele ironii, unele jigniri sau metode de acest gen care nu au de-a face nici cu democrația, nici cu politica, nici cu bunăvoirea pe care actuala majoritate politică din Consiliul Județean o tot evocau la începutul acestui mandat. Din punctul meu de vedere s-a făcut un mic abuz. Trăim într-o țară liberă, este dreptul domnilor lor să voteze cum doresc. Evident, nu pentru a continua această stare de încordare în Consiliul Județean, dar pentru a le arăta că au greșit, vom contesta în instanța de contencios administrativ această hotărâre, pentru a le dovedi că nu au fost corecți astăzi. În altă ordine de idei, consider că încă o dată dumneavoastră ați realizat dacă se dorește aici, în această instituție numită Consiliul Județean, binele județului, măsuri care se ducă la dezvoltarea județului, pentru că vreau să vă amintesc, pentru a fi condus într-un mod corect, armonios, util, necesar pentru dezvoltarea județului, acest Consiliu Județean, la multe hotărâri de Consiliu Județean este nevoie de votul a două treimi din consilieri. În contextul în care PSD-ul, PMP-ul nu au, plus cel care a plecat într-un mod evident la această majoritate, actualul încă vicepreședinte de Consiliul Județean, Bona, evident că nu au această majoritate de două treimi.